Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, subiectul de azi, criza bosniacă 1908-1909. Criza bosniacă a fost determinată în octombrie 1908 de decizia Austro-Ungariei de a anexa Bosnia și Herțegovina, pe care o ocupau legal și pe care aveau dreptul să o administreze conform tratatului de la Berlin, 1878. Criza rezultată a implicat Serbia și Rusia, care s-au opus anexării, și pe celălalt front, Austro-Ungaria și Germania. Tensiunea internațională a durat până în martie 1909. Pentru deteriorarea definitivă a relațiilor dintre cele două țări, criza bosniacă este considerată una din cauzele indirecte ale izbucnirii primului război mondial. De asemenea, a contribuit la agravarea relațiilor deja dificile dintre Italia și Austro-Ungaria. Contextul și fundalul. Odată cu Congresul de la Berlin din 1878, care a urmat războiului ruso-turc, Bosnia-Herțegovina a fost cedată administrației Austro-Ungariei, care a fost astfel recompensată pentru că nu s-a opus ofensivei militare rusești. În mod formal, totuși, Bosnia-Herțegovina a rămas sub suveranitatea Imperiului Otoman, iar Serbia mai putea spera să-și anexeze teritoriul pe care îl considera o provincie națională. În primii ani ai secolului 20, nemulțumirea a fost extraordinar de răspândită în provincia ocupată de Austria. În aprilie 1907, ziarul Moștar Narod a declarat că dacă nu va avea loc evacuarea forțelor austriece, va izbucni o revoltă care ar duce la ruina Imperiului Habsburgic. În schimb, la Viena, ipotezele pentru un al treilea stat, care alături de Austria și Ungaria ar reuni subiecții slav sudici, devenea din ce în ce mai insistent. O intensificare a agitației l-a împins în continuare pe ministrul austriac de externe, Alois von Arenthal, în direcția anexării complete și definitive a Bosniei-Herțegovinei. Scrisoarea lui Izvolski. Un alt stimulant pentru rezolvarea problemei a fost oferit neașteptat de Austria-Rusiei. La 2 iulie 1908, de fapt fără să știe guvernele prietene din Paris și Londra, ministrul rus de externe, Alexandr Petrovici Izvolski, l-a invitat în scris pe Arenthal să ia în considerare ipoteza unui schimb. Rusia ar fi consimțit la anexare. Herțegovina și Austria ar fi interesate să deschidă strâmtorile turcești, Bosfor și Dardanele, navelor rusești. Propunerea era atractivă pentru Arenthal. Cu toate acestea, decizia austriacă de a acționa a fost luată după rebeliunea tinerilor turci câteva zile mai târziu. De fapt, Austria s-a temut că după obținerea Constituției pentru Imperiul Otoman ar putea să-i aducă pe Bosnia să se revolte sau să solicite întoarcerea completă a Bosniei-Herțegovinei în Turcia. Acest lucru se datorează faptului că la Congresul de la Berlin, Austria a asigurat Turcia nu numai că drepturile sultanului asupra Bosniei-Herțegovinei au rămas valabile, ci că ocupația va fi temporară. În schimb, în 1881, cu alianța celor trei împărați, expirată în 1887, Viena și-a rezervat dreptul față de Germania și Rusia de a anexa Bosnia-Herțegovina atunci când a considerat că este cazul. Întâlnirea din castelul Buchlau. Ministrul austriac Arenthal, pe baza scrisorii pe care o trimisese Izvolski, a obținut o întâlnire cu acesta în castelul Buclovice din Moravia. La 16 septembrie 1908 a existat un acord general privind Bosnia și Herțegovina, pentru care, cu toate acestea, cele două versiuni nu sunt de acord. Nu a fost întocmit niciun proces verbal al ședinței, iar versiunea lui Izvolski e datată la 30 septembrie și este afectată de iminenta anexare. Versiunea lui Arenthal. Potrivit ministrului de la Viena, Izvolski a declarat că Rusia va adopta o atitudine prietenoasă în fața anexării austriece a Bosniei și Herțegovinei, în schimbul unei atitudini similare a Austriei în cazul în care Rusia ceruse puterilor să treacă prin strâmtorile turcești ale propriilor nave de război izolate. La o întrebare specifică adresată de Izvolski, Arenthal a declarat ca răspuns că este foarte probabil ca anexarea să fie proclamată la începutul lunii octombrie. Versiunea lui Izvolski. Ministrul de la St. Petersburg, pe de altă parte, a raportat că a subliniat că anexarea este o problemă care privea puterile semnatare ale tratatului de la Berlin 1878 și că ar trebui considerată, dacă e pusă în aplicare unilateral, ca o încălcare din tratatul respectiv. În acel moment, conform lui Izvolski, Arenthal ar fi oferit în schimb retragerea trupelor austriece din Sandjak, lucru pe care ministrul rus l-ar fi refuzat, amenințând în schimb transgresiunea clauzelor tratatului de la Berlin, care sunt împăvărătoare pentru Rusia. Cu toate acestea, pare sigur că Izvolski la acea vreme nu știa când va avea loc anexarea. El a declarat că Arenthal va propune probabil planul de implementare pe 8 octombrie și după Buchlau,
A plecat mai întâi în vacanță și apoi a plecat într-un tur al capitalelor europene pentru a obține consimțământul puterilor pentru deschiderea strâmtorilor turcești. Anexarea. Cu toate acestea, înainte de a continua anexarea, Arantal a dorit să se asigure că va exista o altă încălcare a tratatului de la Berlin în Balcani. Bulgaria, în mod nominal Turcia, în temeiul tratatului din 1878, era un principat autonom condus de prințul vienez Ferdinand de Saxa-Coburg-Gotha. La 5 august 1908, Arantal i-a scris lui Ferdinand, invitându-l să proclame independența țării sale, care a fost anunțată prompt la Velikotârnovo, exact după 2 luni mai târziu, la 5 octombrie. Astfel, a doua zi, la 6 octombrie, împăratul Franz Iosef a îndreptat o proclamație către popoarele din Bosnia și Herțegovina, în care, având în vedere că pentru a ridica acele provincii la un nivel superior, el a decis să le dea instituții constituționale, spunând: extindem și drepturile suveranității noastre asupra Bosniei Herțegovinei în legăturile care au existat în istorie între strămoșii noștri glorioși de pe tronul Ungariei. Anexarea a fost completă. Primele reacții, datorită relațiilor istorice și culturale profunde cu provincia anexată, cele mai grave repercusiuni au fost în Serbia. A fost ordonată mobilizarea 120.000 de oameni și a fost convocată Skupština, adunarea populară, care a aprobat un credit extraordinar. A fost fondată și Narodna Odbrana, apărarea națională, o asociație care avea sarcina de a proteja și promova interesele naționale sârbe în Bosnia-Herțegovina. Prințul moștenitor sârb, Giorgio Karađorđević, în vârstă de 21 de ani, s-a plasat în fruntea manifestanților și s-a proclamat gata să moară împreună cu tot poporul său. Mulțimea din capitala Belgrad a adus ovații reprezentanților Rusiei, Franței, Marii Britanii și Italiei și a încercat să străpungă ferestrele legației austriece. Dar chiar și în Turcia, care renunțase cu reticență la administrația Bosniei și Herțegovinei, în 1878, s-a simțit jignită de mișcarea austriacă. La Constantinopol, pe fondul exceselor care au avut loc împotriva supușilor austrieci, toate bunurile provenite de la Viena au fost boicotate, în timp ce presa rusă susținea că sârbii ar fi trebuit să ceară compensații mari din partea Austro-Ungariei. Ostilitatea față de anexare s-a manifestat și la Praga, de atunci unul dintre principalele orașe ale Austro-Ungariei, cu procesiuni de manifestanți care au mărșăluit strigând „Trăiască Serbia!”. Au existat atacuri jignitoare asupra studenților germani și drapelul imperial a fost călcat în picioare. Revoltele din Praga au fost atât de grave încât 2 luni mai târziu, pentru sărbătorirea 60 de ani de la aderarea la tronul lui Franz Iosef, orașul a fost supus legii marțiale. Pentru a pleda cauza sârbă, ministrul de externe de la Belgrad, Milovan Milovanović, a plecat la 17 octombrie 1908 pentru un tur al capitalelor europene. El a fost urmat pe 26 octombrie de prințul George, care, însoțit de șeful Partidului Radical, Nicola Pasić, a plecat la Sankt Petersburg. Criza. Naivitatea ministrului rus Alexandru Petrovici Izvolski a fost la originea crizei. În Muntenegru, anexarea a ridicat și proteste. Prințul Nicolae a revendicat atât Spița din Austria-Ungaria, care a dominat singurul port al Muntenegrului, Bar, și abolirea articolului 29 din tratatul de la Berlin, care limitează suveranitatea muntenegreană pe coasta Adriaticii. Izvolski a fost, înțeles, cea mai agitată personalitate din moment ce părea fi cel care a permis Austriei să anexeze Bosnia și Herțegovina fără niciun motiv real. În loc să se întoarcă în patria sa și să se confrunte cu țarul, ministrul rus de externe a căutat să obțină unele asigurări de la puterile occidentale cu privire la deschiderea strâmtorilor Mării Negre. După Viena, apăruse mai întâi la Londra, apoi la Paris, fără, așa cum era de așteptat, niciun noroc. La 24 octombrie a sosit la Berlin, prezentându-se cancelarului Bernhard von Bülow. El a repetat că, din păcate, a crezut în onestitatea și loialitatea lui Arantal, dar a fost extrem de dezamăgit. Eșecul lui Izvolski la Londra s-a datorat în principal voinței ministrului britanic de externe, Edward Grey, de a face pe rus să respecte acordul anglo-rus din 1907, care, potrivit britanicilor, a fost ignorat în Persia. Pe de altă parte, Bülow, dornic să răzbune eșecul Confederației de la Algeciras și să rupă slabul front anglo-franco-rus, a decis să facă totul pentru a evita o nouă conferință internațională care fusese între timp propusă de Izvolski și și-a pariat cărțile pe slăbiciunea economică momentană
a Sankt Petersburgului într-o criză financiară gravă și, prin urmare, probabil incapabilă să ducă războiul. În această privință, pentru a sprijini mai bine Austria, care împreună cu Italia a fost legată de Germania prin tripla alianță, la 30 octombrie 1908, Bülow i-a scris lui Aerenthal: oricare ar fi decizia pe care o veți lua, o voi considera ca fiind singura potrivită. Iar în ianuarie 1909, șeful statului major al armatei germane, Helmut von Moltke, i-a scris cu aprobarea lui Bülow omologului său austriac Conrad: în momentul precis în care Rusia se mobilizează, va mobiliza și Germania și va fi fără îndoială un general de mobilizare. Abordarea franco-germană. Ostilitatea germană față de Rusia a implicat o încercare a lui Bülow de reconciliere cu Marea Britanie și Franța. Cu prima, totuși, marja de manevră s-a dovedit a fi foarte limitată, având în vedere gafele comise de împăratul William al II-lea în timpul unui interviu acordat Daily Telegraph. Cu Parisul, pe de altă parte, un aliat al Rusiei, Bülow a avut mai mult succes, reușind să încheie un acord la 9 februarie 1909, pentru care Germania a recunoscut supremația politică a Franței asupra Marocului, în timp ce francezii s-au angajat să nu împiedice interesele economice în zonă ale Germaniei. Odată ce Franța a fost mulțumită de Maroc, poziția Rusiei a fost mai slabă. Ultimatumul lui Bülow către Rusia. În aceste circumstanțe favorabile, Viena și-a consolidat poziția după 26 februarie, când a ajuns prin plata a 2,5 milioane de lire turcești la un acord cu Constantinopolul pentru recunoașterea trecerii Bosnia-Herzegovina către Austria-Ungaria. Dar Serbia, încă susținută de Rusia, nu avea intenția de a renunța și nu dorea să recunoască anexarea austriacă fără convocarea unei conferințe internaționale. La 14 martie 1909, continuând starea de neliniște în Serbia și în consecință în Austria-Ungaria, Bülow i-a comunicat ambasadorului rus că ar fi o crimă să scufunde Europa într-un război sângeros, dar că dacă Izvolski nu ar fi acționat pentru a ține sub control Serbii, Germania nu a mai avut altă opțiune decât să părăsească Austria pentru a proceda împotriva Serbii în modul în care părea cel mai convenabil. Și din nou, pe 21 martie, hotărât să câștige o victorie diplomatică chiar cu prețul compromiterii iremediabile a relațiilor țării sale cu Rusia, Bülow i-a trimis un telegraf ambasadorului la Sankt Petersburg: excelența voastră va dori în continuare să-i spună lui Izvolski într-un mod ferm că așteptăm un răspuns precis, da sau nu. Vom fi obligați să considerăm orice răspuns evaziv ca un refuz. În acest caz ne vom retrage și vom lăsa lucrurile să-și urmeze cursul. Răspunderea pentru toate evenimentele viitoare va reveni apoi lui Izvolski. Acest pact german a intrat în istorie ca un ultimatum din Germania către Rusia. La 3 zile după această telegramă, consimțământul nerestricționat al Rusiei pentru anexarea Bosniei și Herzegovinei a ajuns la Berlin și Viena. Degeaba ambasadorul englez la Sankt Petersburg, Arthur Nicholson, i-a arătat lui Izvolski că în acest fel nu numai că și-a abandonat poziția și a făcut Rusia să suferă o umilință, dar a dat și impresia că se detașează politic de Marea Britanie și de Franța. Anul următor, în 1910, ca urmare a crizei bosniace, Izvolski a trebuit să predea postul de ministru de externe lui Sergei Dimitrievici Sazonov. Predarea Serbiei și sfârșitul crizei. Odată cu retragerea Rusiei, la 27 martie 1909, simțindu-se în siguranță, Austria a decis să mobilizeze trupe destinate Serbiei și Muntenegrului. La acea zi, la ora 23:30, ministrul britanic de externe, Edward Grey, dezgustat de capitularea lui Izvolski, l-a autorizat pe ambasadorul de la Viena să informeze guvernul austriac că Londra a aderat la formula Aerenthal. La 31 martie, Serbia, îndemnată de marile puteri, a prezentat la Viena nota cu care a renunțat nu numai la atitudinea de protest împotriva anexării Bosniei-Herzegovinei, ci s-a angajat să schimbe cursul politicii sale față de Austria pentru a trăi împreună ca un bun vecin. Cu același document, Serbia a garantat de asemenea să reducă armata în stat înainte de criză, adică în primăvara anului 1908. Aerenthal a fost mulțumit de nota sârbească și a concluzionat că conferința nu mai este necesară. Acesta a fost unul dintre cele mai tangibile semne ale victoriei diplomatice austro-germane. După ce a ajuns la un acord cu Muntenegru la 7 aprilie, care datorită Italiei și Marii Britanii a obținut unele avantaje ale suveranității pe coastă, Aerenthal a cerut puterilor să recunoască în mod oficial abolirea articolului 25 din Tratatul de la Berlin, care a stabilit singura și simplă administrație austriacă a Bosniei și Herzegovinei, recunoaștere pe care a obținut-o între 7 și 19 aprilie.
criza bosniacă în relațiile dintre Austria și Italia. În vara anului 1980 și hotărât să nu-și descopere intenția de a continua anexarea într-un timp scurt, ministrul Ayrenthal a considerat necesar să cerceteze gândirea guvernului italian, întâlnindu-se cu omologul său, conservatorul Tommaso Titoni. Întâlnirea a avut loc la 24 august 1908 la Salzburg. Miniștrii celor două națiuni aliate au vorbit despre problema Bosniei și Herțegovinei și din raportul Ayrenthal nu există un raport al lui Titoni. Este clar că Titoni nu a ezitat să-mi declare într-un mod precis că, în mod firesc, Bosnia-Herțegovina ne aparține și că am avut semnătura Italiei pentru dreptul nostru asupra acestor provincii. Tratatul Triple a fost stipulat la 4 ani după ocupare și stabilește în mod explicit că compensația teritorială ar trebui obținută numai atunci când una sau alta dintre părțile contractante au procedat la ocuparea temporară sau definitivă a unei țări turcești. Ministrul austriac de externe se referea la articolul 7 din Tratatul Triplei Alianțe. A stabilit că între Austria, Ungaria și Italia, în cazul ocupării temporare sau permanente a teritoriilor din Balcani, puterea ocupantă va plăti compensații celeilalte. Interpretarea lui Ayrenthal a exclus că anexarea Bosniei Herțegovinei fusese o ocupație, având în vedere că provincia era deja ocupată, astfel încât Italia nu avea dreptul la nicio compensație în caz de anexare. E ușor de imaginat că mulți italieni nu au fost de acord. Ayrenthal nu i-a menționat lui Titoni că anexarea Bosniei Herțegovinei va fi o chestiune de săptămâni, la fel cum în acel moment nu vorbise cu Izvolski sau cu Wilhelm von Schön, ministrul străinilor germani, întâlnit la câteva zile după Titoni. După întâlnirea de la Buchlau din 16 septembrie, Ayrenthal i-a scris lui Titoni anunțând că anexarea e iminentă. Pentru prestigiul său și pentru cel al Italiei, Titoni s-a gândit la un acord în trei direcții între țara sa, Austria și Rusia. El și-a imaginat o remunerație pentru Roma care să nu-i displacă Vienei. La 6 octombrie 1908, ziua anexării, Titoni, într-un discurs public, a ajuns să afirme că Italia ar putea aștepta calm evenimentele și că guvernul a cerut opiniei publice încredere, deoarece va putea demonstra că a meritat-o. Acest discurs, în care încălcarea austriacă a tratatului de la Berlin a fost satisfăcută și italienii sperau la recompense mari, a fost o eroare pe care ministrul a recunoscut-o ulterior. Cu toate acestea, când opinia publică a aflat că aproape nu există concesii, Austria a renunțat doar la drepturile sale asupra San Giacato din Novi Pazar, s-a răspândit în Italia un sentiment de dezamăgire și exasperare care a dat naștere la proteste și a amenințat că va copleși poziția lui Titoni. Campania de presă împotriva ministrului italian de extern a fost extrem de dură și pentru a repara daunele, Titoni a făcut propuneri către Austria pentru diferite tipuri de desfăgubiri pentru Italia. Apoi a pledat pentru necesitatea unei conferințe internaționale și în cele din urmă a amenințat cu demisia și ieșirea Italiei din Tripla Alianță. Cu toate acestea, Ayrenthal a fost ferm și deschiderile către Titoni au fost practic nule. Deci ministrul italian a trebuit să se prezinte în Parlament fără să fi obținut nimic din Austria. Criza din Parlamentul italian. În cadrul unei dezbateri din cameră, care a durat de la 1 la 4 decembrie 1908, au avut loc intervenții în favoarea și împotriva conduitei guvernului. Progermanul Guido Fuzinato l-a apărat cu curaj pe Titoni. Deputatul de la Trieste, Salvatore Barzilai, pe de altă parte, într-un discurs dur, a afirmat dreptul Italiei la despăgubiri în baza tratatului Triplei Alianțe. Sidney Sonnino s-a arătat de asemenea împotriva discursului lui Titoni din 6 octombrie și a definit concesiunile austriece drept iluzorii. Dar cel mai important discurs a fost susținut de Alessandro Fortis. El a spus că e dispus să aprobe politica guvernului, dar nu și cea a Austriei, care a încălcat tratatul de la Berlin, odată cu anexarea. Fortis a recunoscut că Italia nu avea voie să urmeze nicio altă politică, deoarece nu se putea izola de alte puteri, fără a se pune în pericol. Premierul Giolitti a mers să dea mâna cu vorbitorul, confirmând impresia că vrea să-l abandoneze pe Titoni. Apărarea lui Titoni. Ministrul de externe, după ce a luat cuvântul, a făcut o abilă apărare a politicii sale, demonstrând cum Austria a exercitat deja suveranitatea de plină în Bosnia-Herțegovina de ani de zile și cum în acel moment nu mai exista un alt curs de urmat. Tripla alianță integrată de prietenii cu Franța și Marea Britanie și prin acorduri cu Rusia. În cele din urmă, Giolitti a vorbit declarând că nici onoarea și nici interesele vitale ale națiunii, a cărei nevoie supremă era pacea, nu era un joc în criza bosniacă. La 4 decembrie 1908,
Camera a aprobat politica externă a guvernului cu 297 de voturi împotriva 140, anulând astfel munca austriacă. A fost mai presus de toate un succes personal al lui Giolitti. Odată cu acțiunea diplomatică a lui Bertrand von Bülow, care, după cum am văzut, a neutralizat rezistența rusă, și odată cu aceasta cea britanică, ipoteza unei conferințe internaționale a căzut definitiv. Bosnia și Herzegovina era austriacă. Lumea se schimbase, în principal Germania și Austria trasaseră o graniță de netrecut între ele și Rusia. Spre primul război mondial. La Sankt Petersburg, Alexei Stepanovici Somiakov, președintele Dumei, l-a asigurat pe ambasadorul sârb că în acel moment nu era posibil să intervină, dar că în viitor Rusia va considera orice violență făcută Serbiei drept începutul unui incendiu european. Într-o scrisoare adresată lui Bülow din 22 iunie 1909, ambasadorul german la Belgrad a scris referindu-se la poporul sârb: grupul mic de oameni, cu adevărat cult sau semicult, nu vor să se resemneze pentru naționalitatea lor mândră să accepte faptul anexării. Prin urmare, vom fi ca vânătorul din post pentru a profita de momentul potrivit pentru a trage o lovitură. Ambasadorul cu siguranță nu bănuia cu ce lovitură foarte concretă se va confrunta pe 28 iunie 1914. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!